Mulțumesc că ați venit și ați manifestat intenția de a participa la concurs. Noi am recepționat documentele care dumneavoastră le-ați prezentat, deci ele sunt la toți membrii comisiei, inclusiv membrii societății civile, astăzi sunt prezenți ca să cunoașteți la sfârșitul concursului. Vom avea și un schimb de păreri, de opinii vis-a-vis de prestația fiecărui candidat. Regulamentul deci îl cunoașteți, avem 20 minute maxim pentru expunerea dumneavoastră în ce se ține de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și eventual în cazul în care veți fi aleasă în funcție de membru al CSM-ului, viziunea dumneavoastră, ce veți face, cum veți activa, ce veți promova și după aceasta să avem și o rundă de întrebări-răspunsuri. Astăzi dimineața noi am formulat 10 întrebări, 4 o să fie ale dumneavoastră. Poftim! Distinsă audiență, bună ziua! Sunt onorată să fiu invitată la acest interviu. Recunosc că nu mi-am cerut voie de la nimeni și nu am solicitat sprijinul nimănui atunci când am depus actele. M-am consultat doar cu mine însă și am reieșit din câteva repere pe care le-am vociferat și o să le vociferez în continuare. În primul rând, cunosc foarte bine sistemul judecătoresc din perspectiva profesiei pe care o exercit de mai bine de 2 decenii. Activez la Universitatea de Stat și zilnic, de nenumărate ori, public, într-un public mai restrâns sau mai numeros, în privat, cunoscând anumite categorii de cauze sau anumiți participanți pe anumite categorii de cauze, cunoscând judecătorii sau necunoscând judecătorii care le instrumentează, discutăm despre modul de aplicare corectă a legii. Este profesia noastră. Învățământul juridic superior a devenit profund aplicativ. Noi discutăm hotărâri judecătorești, le criticăm, le analizăm, le dăm de drept exemplu, încercăm să le înțelegem. Studenții asta fac zi de zi și cred că asta ține de o viitoare generație de juriști. Am învățat mai mulți actuali judecători în cadrul Institutului Național al Justiției, cu o parte din ei mă mândresc, cu o parte nu prea, dar astea sunt riscurile profesiei, ca și peste tot. În calitate de unul din cei 15 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în eventualitatea în care aș putea să acced în acest organ colegial, trebuie să recunosc că anticipez o eventuală întrebare dacă unul poate să schimbe situația, poate, drept că foarte dificil, depinde de argumentele și caracterul persuasiv și modul de promovare a acestora. Am expus în actul pe care l-am anexat la dosarul depus în distinsa comisie, ce mi-aș propune, nefiind exhaustiv, bineînțeles, ce mi-aș propune să promovez, să reacționez, în calitate de membru, eventual membru al Consiliului Superior al Magistraturii. În primul rând, este vorba de interacțiunea Consiliului ca organ suprem de autogestionare a sistemului judecătoresc, în raport cu judecătorii și toate instanțele din Republica Moldova. Trebuie să recunosc ca și percepție, nu doar de la televizor, dar și în cunoștință de cauză, că referitor la instanțele din Republica Moldova, cea mai proastă viziune, proastă în sensul societății civile, mass media, a justițiabilor, a avocaților, este cu referire la instanțele superioare. Fiindcă judecătorii de fond, fiind foarte receptivi la modificările legislative, la modul de implementare imediată a acestora, se ciocnesc de o viziune mai încetișoară. Este firesc, probabil, dar trebuie să existe și o interacțiune constructivă. De aceea, un prim obiectiv pe care o să-l urmăresc în eventualitatea în care ajung în cadrul CSM-ului este să se îngrijească CSM-ul de completarea statelor, să zic, de personal, a instanțelor superioare din Republica Moldova, fără falsă modestie, încep să zic, Curtea Supremă de Justiție. Am verificat înaintea începerii acestui concurs când s-a expus ultima dată Curtea cu un aviz consultativ, cu recomandare sau cu o hotărâre de plen și vreau să vă spun că sunt ani buni de când Curtea n-a mai publicat nimic în sensul uniformizării practicii.
Una din cele mai mari probleme care există în sistemul judecătoresc și unde CSM-ul ar putea pune umărul să o soluționeze este lipsa de previzibilitate a aplicării legii materiale și procesuale în egală măsură, iar implicarea activă în uniformizarea practicii revine Curții Supreme. Bineînțeles că practica o fac oamenii, oameni, judecătorii sunt oameni, sunt și dumnealor oameni, greșesc uneori, dar important este să nu greșească cu rea credință. De aceea, curățarea, nu știu dacă este un termen adecvat în ajun de Paști sau primăvară, curățarea sistemului de judecătorii care sunt neprofesioniști sau lipsiți de integritate trebuie să fie obiectivul constant al CSM-ului și trebuie să utilizeze toate mijloacele legitime pentru a atinge acest obiectiv. Cei neprofesioniști, am fost cel puțin două mandate în Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Mi s-a întâmplat să-i văd în diferite ipostaze și în ședințe și în afara acestor ședințe și în interviuri anonime. Cei neprofesioniști pot fi excluși din sistem, depinde de voința CSM-ului. Este adevărat că nu sunt atât de mulți cei neprofesioniști, sunt mult mai periculoși judecătorii care au un profesionalism râvnit, dar își pun serviciu în slujba răului și din acest considerent lipsa de integritate sau nerespectarea unei practici uniforme, care din păcate nu este uniformă, creează un cerc vicios. CSM-ul trebuie să taie nodul gordian și cred că o să încerc să depun diligență maximă în eventualitatea în care o să ajung în cadrul acestuia. Evaluarea judecătorilor și răspunderea disciplinară a acestora sunt cele mai sensibile, dar și importante prerogative ale organului suprem de conducere a justiției și din considerentul ăsta cred că criteriile de evaluare a judecătorilor trebuie să fie foarte clare, juste. Nu sunt adepta unor soluții de extremă, ca să anticipez niște întrebări, fiindcă s-a vorbit extrem de mult despre evaluarea extraordinară, exclusiv de către experți străini. Sunt foarte bune practicile altor state, sunt foarte apreciați experții străini care vin în Republica Moldova și ne ajută în eventualitatea în care avem nevoie de ajutorul acestora, dar o evaluare exclusiv de către experții străini cred că mi se pare o soluție de extremă suficient de nepotrivită în contextul Republicii Moldova. Personalul care contribuie la înfăptuirea justiției, angajat fiind în instanțele de judecată, e vorba de asistenți, grefieri, traducători, condițiile de muncă ale acestora, salarizarea, numărul, de exemplu, Curtea de Apel ar avea nevoie de doi asistenți fiecare judecător, sunt sarcini curente pe care, asupra cărora trebuie să se aplece CSM-ul în activitatea sa de zi cu zi. Avem o lege care a reorganizat sistemul judecătoresc, a făcut o hartă astfel încât avem 15 instanțe de fond în țară. O lege, impactul căreia este mai puțin evaluat, dar care ar trebui evaluat inclusiv de către CSM cu formarea unei viziuni coerente de implementarea acesteia și cu evaluare de costuri. Nu știu dacă s-a comparat cât am economisit în urma acestei reorganizări, însă beneficiarul, noi ne preocupăm de regulile de judecători, de avocați, de personal din instanță, dar nu trebuie să uităm că beneficiarii sunt justițiabilii, care cheltuie enorm de mult timp pentru a ajunge la instanță, ori asta însemnând efectiv acces în instanța de judecat, acces la justiție, lipsa infrastructurii și cheltuială de bani public în van cu dotare, menținerea sediilor și eventual crearea unor sedii noi. Cred că avem pentru ce cheltui banii publici, vorbesc acum și dintr-o nu îndepărtată perspectivă de gestionar a acestora. O altă problemă de care trebuie să se îngrijească Consiliul Superior al Magistraturii, interacționând cât se poate de efectiv cu autoritățile statale, este Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și e-dosarul. E-dosarul este un concept la care am contribuit pentru plasarea acestuia în codul de procedură civilă, iar PICD-ul, cel care periodic apare în vizorul mass media, în vizorul publicului și în vizorul judecătorilor, de fiecare dată și de o parte și de cealaltă se reproșează că nu ar fi configurat, că nu ține cont de realități, cred că CSM-ul trebuie, are un cuvânt de spus foarte greu în interacțiunea nu doar cu gestionarul, dar și cu proprietarul acestui soft. În relațiile cu mass media, mi se pare că CSM-ul de până acum, mi-aș dori pe viitor să-și schimbe atitudinea, este suficient de reticent în comunicare. Nu întotdeauna comunicarea, bine, de regulă ea face minuni, dar nu întotdeauna comunicarea
este râvnită de către justițiabili, avocați și societate civilă, este vorba și de o bună motivare a hotărârilor CSM-ului. Hotărârile arbitrare, neînțelese, date în legătură cu promovarea unor judecători sau sancționarea altor categorii de judecători, au ridicat atâtea semne de întrebare încât nu știu dacă ne va lua un an sau doi să îmbunătățim în eventualitatea în care ne propunem această comunicare cu publicul. Apreciez faptul că tinerii judecători, generațiile, fără să facem aluzii la discriminare, generațiile de noi judecători intrați în sistem sunt mai deschiși, comunică, se expun, critică și asta este un semn bun de asanare din interior a sistemului judecătoresc, fără a aplica măsuri coercitive din exterior. De aceea, cred că CSM-ul, eu mi-amintesc timpuri când CSM-ul interzicea judecătorilor să comunice cu mass media sau crea reguli prin care mass media era interzis să acceadă în instanțele de judecată. Sunt bucuroasă că parțial acum aceste lucruri s-au îmbunătățit, dar loc de mai bine este. Cu referire la interacțiunea CSM-ului cu celelalte autorități din stat, fiind vârful, capul de lanț al puterii judecătorești, CSM-ul trebuie să-și propună o comunicare constructivă și cu celelalte puteri, în măsura în care limitele legale permit acest lucru. Mă refer în primul rând la formarea cadrului bugetar pe termen mediu. Vorbesc acum nu ca o bună gospodină, dar ca înțeleg că de bani depinde totul. Justiția este un serviciu foarte scump. Haideți să facem așa mult. Bine, este opinia mea. Depinde totul. Dacă nu ai, nu poți face nimic. Dacă ai, deja câte ceva poți face. Și bugetarea sistemului, mai bine zis, necesităților sistemului judecătoresc este o sarcină de care CSM-ul trebuie să se îngrijească clipă de clipă. Nu am văzut negocieri foarte acerbe în cadrul consultărilor la Ministerul Finanțelor, cadrul bugetar pe termen mediu. Nu am văzut evaluări, impacturi, costuri, riscuri și asta cred că este o mare deficiență a funcționalității acestui organ. Ministerul Justiției este autoritatea publică centrală responsabilă de formarea liniilor de politici în stat, relevante justiției, bineînțeles. Ministerul are o diferență de celelalte ministerii, nu are instanțele în subordine și această percepție este destul de greu de dezbătut, cel puțin în societate, dar liniile de politici și comunicarea cu CSM-ul a Ministerului Justiției cred că trebuie îmbunătățită. Nu este cazul să uităm de CSM atunci când facem proiecte de lege, după cum nu este cazul să credem că CSM-ul își poate promova exclusiv proiecte de legi fără a le consulta cu Ministerul Justiției. Tot în această ordine de idei, rezonanța dosarelor penale și vulnerabilitatea judecătorilor care sunt la fel de independenți și liberi ca și mijloacele mass media în Republica Moldova, planarea asupra acestora tuturor bănuielilor, a lipsii de încredere, a imaginii destul de proaste, dar și corelată cu numărul crescând de adresări în instanța de judecată de către justițiabili, ar face obiectul nu doar de studii plasate pe tot felul de site-uri, dar și de interacțiuni la nivel de etică, deontologie, respectare de termene, curățarea legii cu privire la răspunderea disciplinară. Avem temeiuri de atragere la răspundere disciplinară care exced acestui concept și avem temeiuri care planează sau pun judecătorii în ipostaza unui temei, de exemplu, de revizuire, când se vorbește de încălcarea drepturilor fundamentale. Nu sunt adepta excluderii judecătorilor din rândul subiecțiilor de răspundere penală, dar cred că răspunderea penală trebuie individualizată și asta, răspunderea penală, cea care pornește de la prezumția nevinovăției, trebuie instrumentată cu maximă diligență și corectitudine, inclusiv în privința judecătorilor. Asta în sensul articolul 37 din codul penal să fie menținut în continuare. Nu, exact nu. Să fie pe alte temei. Există suficiente alte norme penale care pot fi incriminate cu o documentare corectă, respectând toate rigorile unei legi și urmăriri penale, bine făcută, sunt pentru excluderea 307 din codul penal. Mi se pare că acest 307 încorsetează cu o frică
care reduce aproape la zero independența decizională a judecătorilor. Este o opinie subiectivă, putem să discutăm, da, dar este, mă rog, șarmul profesiei de profesor este libertatea de exprimare. Vă mulțumesc. Astăzi dimineața am pregătit 10 întrebări, inclusiv cu participarea colegilor care fac parte din opoziție. Din păcate, ei la o jumătate de concurs au plecat, dar ține de comportamentul lor și dorința, da, de a contribui la desfășurarea acestui concurs. În fine, prima întrebare care aș vrea să vă dau, vă rog să vă expuneți asupra standardelor internaționale care reglementează evaluarea ad hoc a judecătorilor. Dacă cunoașteți aceste standarde, noi acum vorbim și în societate, da, se vorbește pe larg despre necesitatea evaluării extraordinare a judecătorilor. Dacă puteți să vă expuneți, da, asupra acestor standarde și care ar fi circunstanțele, da, în care ar putea să fie realizată, da, această evaluare extraordinară a judecătorilor. Dureroasă temă de discuții, mai ales din perspectiva magistraților care s-au simțit în fața unei legi a lustrației despre care se vorbește, dar care nu s-a adoptat. Am spus că nu sunt adepta unor soluții radicale. Da, se întâmplă să avem, nu cunosc acum exact statele în care s-a întâmplat evaluarea extraordinară a judecătorilor, dar se pare că în Serbia a avut loc o astfel de intervenție suficient de brutală peste inamovibilitatea și independența judecătorilor din sistem, dumnealor fiind reabilitați urmarea intervenției Medelului și altor organisme internaționale, întrucât judecătorii, dincolo de independența și inamovibilitatea pe care o au, da, pot fi suficient de infectați de virusul corupției, nu de cel care ne păzim acum, și poate că acest virus nu are un antidot decât o evaluare extraordinară. Dar, repet, nu sunt adepta unor soluții radicale, nu cred că în Republica Moldova o evaluare extraordinară ar putea fi făcută decât la curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție, și nu cu implicarea exclusivă a experților străini, cu o echilibrare suficientă între experții naționali și experții străini. Înțeleg că în privința oricărui expert național vor plana, dacă nu vor plana, vom găsi bănuieli pentru a-i afecta puțin imaginea, dar echilibru just între experți, judecătorii de instanțe ierarhic superioare ar putea fi supuși unei evaluări extraordinare. Am un respect deosebit și o încredere în judecătorii de fond care luptă pe interior, nu le este ușor să lupte cu instanțele ierarhic superioare, din perspectiva a ceea ce spuneam, flagelul lipsei previzibilității aplicării legii de către instanțele supreme. Ar fi bine instanțele superioare să-și respecte propriile decizii, ar fi bine să nu încalce norme imperative, mă refer la trimiterea abuzivă la rejudecare, de exemplu, a fost un fenomen cu care am încercat la nivel legislativ să luptăm, să-l descurajăm, dar descurajarea nu dă suficiente rezultate, nu le dă imediat. În cazul respectiv trebuie să intervină și legislativul care să le... Legislativ a intervenit, distins domn deputat, am contribuit într-o anumită măsură, fără falsă modestie, de exemplu, Curtea Supremă are voie să trimite la rejudecare o singură dată. Judecătorii și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu această normă, am primit suficiente reproșuri. Le-am luat în nume personal, dar mi-a trecut foarte repede. Codul administrativ prevede expres, nu știu dacă e bine sau rău, că instanța de apel nu poate să trimite la rejudecare. Și în pofida acestei prevederi, care este imperativ, instanțele trimit la rejudecare. Acum, vis-a-vis de evaluarea extraordinară, a fi sau a nu fi? Și de ce? Vreți să-mi răspunzi din partea mea? Nu, nu. A fost o întrebare retorică. Ok. Mersi mult. O întrebare care a fost sugerată de colegii care nu sunt acum cu noi. Cum apreciați dumneavoastră intenția de modificare a legii cu privire la CSM,
în sensul schimbării modalității alegerii președintelui Consiliului. Da? Este acum o inițiativă în acest sens în Parlament. În contextul zilei de astăzi, când suntem în plin proces de examinare, da, și desemnare a patru membri în Consiliu. O viziune a dumneavoastră, mă rog, ca să... Nefiind judecător și legea favorizându-i pe membrii, eventualii membrii CSM profesori, sigur că am o părere bună despre această inițiativă, întrucât președintele CSM-ului este unul din 15 și nu contează judecător sau nejudecător, este votul dumnealui nu are o pondere decât în anumite situații de paritate, probabil, și cred că ar îmbunătăți imaginea CSM-ului în eventualitatea în care acesta ar putea să fie condus nu doar de un judecător membru de CSM, excluzându-i pe cei din oficiu, dar asta nu trebuie să fie o regulă, adică nu putem să înclinăm balanța exclusiv spre profesori sau exclusiv spre judecători. Cel mai demn ar putea să fie conducător, adică prima voce în CSM, să reprezinte imaginea acestui organ, să comunice, să fie deschis și să fie suficient de distant de interesele și de tot felul de alte influențe necuvenite care probabil se produc în CSM. Mersi. O altă întrebare ar fi cum apreciați dumneavoastră procesul de accedere în profesia de judecător? Considerați că sistemul existent la moment, la ziua de astăzi, permite accederea celor mai integri și celor mai profesioniști? Dureroasă întrebare. Nu mi-am dorit niciodată să fiu judecător, mai ales după ultimele remanieri pe care le-am văzut în dar în eventual, sensul în care... în calitate de membru a CSM, ar trebui să inclusiv să participați la procesul ăsta de accedere, promovare, eventual dacă o să fiți aleasă în calitate de membru a CSM. Cred că este loc de mai bine și mult loc de bine în a asigura accederea celor mai buni absolvenți ai Institutului Național al Justiției sau celor mai buni cei care vin direct pe post, adică trec prin INJ doar cu examenul susținut fără a face cele 18 luni de instruire. Mi se par uneori improprii intervențiile CSM-ului în a crea tot felul de bariere, în a ignora lista descrescândă a celor care au fost evaluați, de exemplu, de Comisia Unică de la INJ. Cunosc persoane foarte bune care au absolvit INJ-ul și care ar face mult, ar dedica cel puțin o parte din viață pentru îmbunătățirea calității justiției și a actului de justiție, care nu sunt solicitați, nu sunt chemați la rampă pentru a fi numiți în funcție. Mi se pare un proces suficient de dificil, suficient de anevoios și care nu-i favorizează pe cei mai buni. Recunosc că asta nu am crezut că o să ajung să spun public, dar dacă suntem într-un concurs public, asta e. Regret această atitudine a CSM-ului, dar de asta și vorbeam, lipsa de deschidere în comunicare, în transparentizarea deciziilor și a motivării, de ce am schimbat o regulă și i-am defavorizat pe unii și favorizăm pe alții, asta face foarte mult rău imaginii CSM-ului. Mersi mult. Și ultima întrebare. Am dorit să vă expuneți asupra naturii juridice a actelor emise de CSM. Care este modalitatea de exprimare a votului și contestare eventuală a hotărârilor CSM-ului în instanță? Acum, nu vreau să... Cam în ultimii 2 ani n-am fost foarte atentă la ceea ce face CSM-ul, dar cel mai amuzant ce făcea pe timpuri era luarea de act, luarea de atitudine, fără emiterea unei hotărâri. Deci un act care nu putea fi contestat în instanțele competente și asta însemna fuga de responsabilitate. Nu știu dacă... Am avut hotărâri de
cum au fost ele, înlăturare, da? Hotărârile de înlăturare în genere sunt incalificabile din perspectiva unor exemple pe care trebuie să le dai unui întreg sistem judecătoresc și avocaților care se confruntă zi de zi cu acesta. Însă, deciziile, hotărârile CSM-ului au făcut obiectul contestărilor și să știți că legislația s-a modificat suficient de des. Mai întâi direct la CSJ, ulterior, odată cu adoptarea codului administrativ, au coborât la Curtea de Apel cu dreptul de contestare la Curtea Supremă. Inițial, când erau la CSJ, erau un complet de 9, pe urmă complet de 5, dificultăți de formare a completelor, imposibilitatea contestării, limitări doar la proceduri, au fost frământări destul de acute în legătură cu aceste contestări, dar ele sunt acte administrative care trebuie să facă obiectul acestor verificări în instanța de judecată. Inevitabil, lumea o să zică că voi verificați, voi cei care sunteți subordonați într-un anumit fel, dar nu există o altă soluție. Curtea de Apel Chișinău este competentă potrivit codului administrativ și în privința CSM-ului și în privința CSP-ului, actelor decizionale emise de aceștia. Curtea Supremă este instanță de recurs. După cum își fac aceste două instanțe atribuțiile, cum și le exercită, depinde cum va reacționa publicul. Cum se iau deciziile în cadrul CSM-ului? Cu majoritate de voturi, bineînțeles, vorbim despre două treimi, deci o majoritate deliberativă și majoritatea din cei prezenți. Și 8, cred că ar trebui să fie, 8 voturi pentru... Am avut și carențe la aritmetică pe timpuri în CSM la luarea de decizii, doar că asta se învață în clasa 1. În Parlament am avut. Majoritatea nu știe din 101, 52 sau 51. Dar, da, 7,5. Fix jumătate ar fi 7,5, ar trebui să avem 8 voturi pentru decizii CSM. Bine. Eu îți pot întreba de concretizare în contextul la... Doamna Belei, evident, e ambițios planul dumneavoastră și obiectivele trasate. Totuși, votul unul singur, din 15. Cum credeți sau cum vedeți dumneavoastră tot ceea ce vă sumați sau vă propuneți ca obiective sau acțiuni pot influența starea de lucruri în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii? Dificil de spus, dar mi s-a întâmplat să schimb viziunea unui organ colegial, fiind unica cu o opinie disidentă. Este vorba de un colegiu disciplinar a executorilor și atunci când toată lumea, bine, majoritatea este marcată de o viziune sau un stereotip sau o prejudecată, recunosc că mi s-a întâmplat să schimb viziunea unui organ, fiind unică, unui organ colegial în procesul de luare a deciziilor. Nu sunt irealistă să cred că îmi va reuși, dacă acced în CSM, să fac acest lucru, dar este important să ai argumente și este important ca, bine, atunci când sunt interese de grup, ele sunt aproape imposibil de surmontat. Important este să gândească mai multă lume în același sens. Adică finalitățile, obiectivele să fie agreate și de judecători, membri CSM și de profesori. Cu argumente, cu răbdare, cu calm și, cred, cu curaj. Cu rezistență. Am o rezistență cu vocea. Bine, nu pot să zic că sunt foarte vocală, dar recurg uneori la tertipuri nediplomatice. Noi vă mulțumim. Deja, după finalizarea concursului, colegii din societatea civilă vă să vă mai avem în schimb de care vă să expunerea fiecărui candidat. La finele zile de astăzi vom face și pe tablă, pentru că publicăm pe site Parlamentul și apoi în așa. De tot o să știți. Zați, încă o dată. Deja la finele zilei de astăzi vom veni și cu rezultatele concursului.